Câțiva ani, invitat la Cluj, Mario Vargas Llosa spunea în aula de la filologie. Îl ascultam din curte, ploua și era aproape tot Clujul acolo. Întrebat ce viitor are cartea, Llosa a spus că nu îi vede sfârșitul prea curând, pentru că literatura, în general, îi oferă omului nevoia de ficțiune. Știu că în România se citește mai puțin decât în restul lumii, asta o spun sondajele. A existat și o cultură a cititului. Doamna Sofia, o săsoaică care mi-a fost interlocutor pentru una dintre cărți, dintre cărțile pe care le-am scris despre Saș, spunea că tatăl ei avea obiceiul de a nu adormi seara niciodată fără să citească câteva pagini dintr-o carte. Dacă nu avea carte, citea dintr-un calendar, dar ceva citea înainte să se culce. Avea o bibliotecă în sat acum 100 de ani și copiii de la școală luau sâmbăta cărți împrumut și pentru părinții de acasă. Deci am putea cumva să facem o continuitate în dragostea noastră pentru carte. Cred că viitorul cărții este și în România. Eu am ales să vă vorbesc despre cartea lui Erich Emanuel Schmidt, Noaptea de foc, dintr-un motiv care ține de curiozitatea noastră legată de ce o să se întâmple cu comunicarea și toleranța în secolul nostru. Schmidt povestește în cartea lui, Noaptea de foc, scrisă destul de târziu, prin 2016, este o mărturisire a unei experiențe personale despre o călătorie pe care a făcut-o împreună cu alți colegi în deșertul Sahara. A ales deșertul Sahara, dar putea să fie o călătorie oriunde, la Polul Nord sau pe mare sau în munți. Este călătoria care te obligă să te cunoști pe sine, pe tine, dar și să dialoguezi cu ceilalți, pentru că grupul lui Schmidt traversează deșertul Sahara și în călătoria aceea este nevoit să comunice, să dialogueze. Omul de știință cu o habotnică credincioasă, o farmacistă, cu un filozof, cu Erich Emanuel Schmidt. Veți vedea din paginile cărții că dialogul acesta se leagă foarte greu, dar se leagă. Deci până la urmă, la capătul drumului, după ce au traversat Sahara, s-au și lămurit asupra ceea ce sunt fiecare. Și interacțiunea aceasta între bule, între domenii, între viziuni asupra lumii, între ideologii și credințe, obligată de traversarea unui deșert, unei călătorii, la capătul căreia era musai să ajungă cu toții, face ca această carte să fie o lecție despre literatura contemporană și o lecție despre omul contemporan. Erich Emanuel Schmidt are mai multe cărți. Este un scriitor de succes, considerat un scriitor de succes în literatura contemporană. Dar această carte vorbește despre el, despre sine. Călătoria respectivă este o călătorie inițiatică pentru el, dar pentru noi acest lucru este mai puțin important. Important este dialogul dintre cei care străbat deșertul, dintre cei obligați să dialogueze. Vedem că în era contemporană acest lucru este foarte dificil. Apreciem faptul că literatura vine să ne ajute în acest sens, să ne spună cum am putea proceda, cum am putea lega un dialog, cum am putea comunica între sfere, între bule, între lumi. Specializarea, care este un trend în lumea contemporană. Să știi din ce în ce mai mult despre din ce în ce mai puțin, ne face mai puțin comunicativ, mai puțin capabil să transmitem într-o arie mai largă ceea ce noi gândim, ceea ce noi am descoperit, ceea ce noi vrem să spunem. Literatura ajută în acest sens. Cărțile ne ajută să ne deschidem mintea, să înțelegem și pe ceilalți.